Comunele Argeșene, Popești, Izvorul, Recea și Buzoiești au cu ce se lăuda la propriu, după ce drumul care le tranzitează a fost dat exemplu de bune practici la Bruxelles. Proiectul a fost realizat cu fonduri europene și deschide noi orizonturi dezvoltării rurale în zona de sud a județului. Investiția are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea rețelei transeuropene de transport TEN-T. Toate aceste sate prin care tranzitează acest drum arată ca niște comune europene. Un alt obiectiv este și deschiderea către mediul de afaceri, pentru că este mult mai ușor să ajungi în aceste localități și să-ți deschizi o afacere sau, dacă o ai, să o întreții. Pentru atingerea acestor obiective a fost nevoie de o conlucrare susținută a primăriilor din comunele Popești, Izvorul, Recea și Buzoiești, cu conducerea Consiliului Județean Argeș, pentru a rezolva problema cererii de transport în condiții de securitate. Este vorba despre un proiect pe fonduri europene, este vorba de drumul 504 care pleacă de la Buzoiești și se termină la Popești, în județul Argeș, cu o lungime de 26 de kilometri. Un drum care este în rețeaua TEN-T, rețeaua care reprezintă drumuri regionale din regiunea Sud-Muntenia, practic pleacă din Buzoiești, din satul Vulpești și ajunge până în Giurgiu. La fel, noi mai avem pe fonduri europene un drum care pleacă din apropierea de Pitești și ajunge în Giurgiu, este vorba despre 503, care are finanțare tot pe fonduri europene, tot pe această axă. Aceste două proiecte se încadrează în programul operațional regional 2016-2020, având ca finalizare sfârșitul acestui an, mă refer la drumul 503, iar drumul 504, tocmai astăzi am avut conferința de ultima conferință de finalizare a proiectului. Astfel a crescut viteza de tranzitare a celor patru comune, dar concomitent s-a scurtat și perioada de tranzitare a acestora. În plus, aspectul localităților s-a schimbat radical prin faptul că infrastructura adiacentă căilor de rulare este una specifică standardelor europene.